Bun găsit, doamnelor, bun găsit, domnilor, sunt Ana Gon și vă invit ca în fiecare duminică la Bonton, emisiunea cu povești și oameni care ne inspiră. La finele anului trecut, în lume erau aproape 60 de milioane de persoane strămutate forțat. Mazen Rifai este jurnalist și vine din Siria, țara în care sunetul armelor nu a încetat de 5 ani. A înțeles abia aici, în România, ce înseamnă libertatea și dreptul de a alege. În tot acest timp a luptat prin scris pentru libertatea poporului său și a ajutat zeci de refugiați sirieni. Au trecut 5 ani de când poporul sirian este izgonit din propriile case de războiul care îi dezbină țara. Un conflict în care au fost uciși peste 200.000 de oameni, iar aproape 3 milioane au fost nevoiți să se refugieze peste hotare. Pentru mulți dintre cei care au migrat în Europa, România a fost prima opțiune, un loc în care și alți sirieni s-au stabilit de-a lungul timpului. Prima dată am venit aici, am simțit libertate. Libertate, în cuvântul care eu pot să exprim cum vreau, pot să vorbesc cum vreau, pot să scriu cum vreau. Nu am frica că să vină securitate sau să înțelegi greșit sau nu poți să intri în țară sau să vină cineva după familia ta și îl întreabă de ce și ce ai vrut și ce. Niciodată nu am crezut noi sirieni să ajungem să luptăm între noi. Mazen Rifai locuiește la București din anul 1996 și tot de atunci este corespondent la un ziar din Kuwait. Este jurnalist și scriitor, dar înainte de toate oferă sprijin pentru refugiați. Dacă suntem sărași, asta nu înseamnă să nu ajutăm pe oameni. Mazen Rifai a fost pasionat de scris de mic, însă i-a fost destul de greu să profeseze în Siria din cauza regimului politic. Iar pentru că țara noastră i-a dat posibilitatea să-și îndeplinească visul, nu ratează nicio ocazie de a promova România în toate publicațiile internaționale. General scriu articole despre România. Mă interesează foarte mult frumusețea de România, turismul, natura, care e magică și reprezintă 1.200.000.000 arabi România. Mazen s-a căsătorit cu o româncă și se bucură de viața pe care și-a clădit-o aici. Dar niciodată nu uită să împartă și cu ceilalți. Alături de alți oameni binevoitori, încearcă să le ofere un trai mai bun și refugiaților. Părinții noștri n-au învățat să-l iubim pe celălalt, să-l dorim pentru celălalt, ceea ce-și dorim pentru noi. Să-l dorim pentru el, nu numai să-l facem pentru el. Deci, noi am îndepărtat foarte, foarte mult de caracterul instinctiv, încât uitați cum trăim noi acum. Ahmed este medic, dar și președintele unei fundații culturale islamice. Locuiește în România de 37 de ani și încă militează pentru ca și în Siria oamenii să trăiască în pace. Pentru orice sirian și orice om într-o patrie, patria lui nu este limitată de niște cuvinte în care bate. Este de ajuns să spune că este mama mea și de aia să spun țara mama. Chiar dacă Siria va rămâne patria mamă, Ahmed este recunoscător pentru ce a oferit România. România este un loc lagăn de refugiuri spirituale. Pentru că a la lungul istoriei, și asta spun asta pentru că asta este dovedit istoric, toleranța în România este o valoare, nu este ceva adaptiv. Când spunem de un refugiat, în primul rând, statutul acestei suflet a cere ajutor. El vrea refugiu, el vrea cineva care să-i consoleze durere. Mazen traduce legile românești în limba arabă și le face cunoscute, dar a înființat și un centru cultural româno-arab pentru a ușura accesul copiilor la educație, iar pe lângă toate acestea le oferă alimente, îmbrăcăminte și mai ales speranță. Pe lângă ajutorul pe care îl oferă străinilor din România, Mazen Rifai a vizitat și taberele de refugiați din Turcia. A vrut să vadă care este situația acolo. Când ai ceva în cap și vrei să faci, nu gândește la riscul care poate o să vină, poate să fie moarte. Dar tu ai gândit să mergi acolo și să faci ce trebuie, să faci ce simți tu. Chiar dacă au văzut în jurul lor multă durere, sirienii stabiliți în România nu s-au îndepărtat de principiile lor. Este și cazul lui Amar, care stă printre refugiați de dimineață până seara pentru a vedea care le sunt nevoile. Aici mi-am găsit lumea mea.
Îmi place că orice om, bașnic, sunt în mână de, nu vreau să zic de ajutor, ajutor reciproc. Noi facem tot posibil să îi mai ușurăm din chin și din viață. Chiar dacă acum trăiesc în condiții grele, mulți dintre refugiații sirieni sunt persoane educate, medici, profesori sau oameni de afaceri. Marwa este designer vestimentar. Din când în când organizează târguri cu vânzare de haine, iar banii care se strâng sunt donați refugiaților. La prima acțiune de acest fel au participat mii de persoane, majoritatea români. Simt și eu că sunt prezentă. Adică viața mea nu se duce doar pentru să mă gândesc pentru mine și pentru să nu fiu egoistă. Uite, pot să ajut. Te simți liniște între tine și sufletul tău. Până în urmă cu ceva timp, pacea era pentru ei un simplu cuvânt. Astăzi este cea mai mare dorință și chiar dacă nu au puterea să schimbe situația politică din țara lor, sirienii luptă de departe, pentru pace, dar mai ales pentru a nu-și pierde valorile. Omul nu cât are, nu averea lui. Averea lui materială, averea lui culturală, averea lui religioasă. Asta era considerat un om cu valoare. Valoare ca un om, nu valoare ca un om care are pe spatele lui bani. Atât pentru astăzi la Bonton, însă vă invit să ne fiți alături și duminica viitoare, de la ora 17:30, aici pe Digi24. Până atunci ne-ar bucura un like al paginii noastre de Facebook Bonton Digi24, iar întreaga arhiva emisiunii o găsiți pe digi24.ro/bonton. Nu uitați, obrazul subțire, cu bune maniere se ține. Sunt Dana Gonci și vă salut cu stimă!